Hristos a înviat! Bună seara, bine ați venit! O întâlnire specială, întâlnirea asta din Duminica Paștelui. Iepurașul, în seara asta, credeți-mă, să nu ții prea tare ca să-i sperii, o să-mi fie greu să nu urlu foarte tare. Iepurașul e aliatul nostru în seara asta. De fapt, iepurașul e aliatul show-ului Plasa de Stele, pentru că, uite așa sunt morcovii pe care îi pregătim noi starurilor, vedetelor și capcanelor, firește. În seara asta avem un cadou de iepuraș de la Antena 1, conducerea Boschi. Ne-a făcut un cadou, un buget așa ca de Duminica Paștelui și am să vă spun și de ce. Avem niște capcane senzaționale. Pentru prima am deplasat la Bacău 62 de oameni, aproape toată echipa noastră de la Plasa de Stele. 62 de oameni au plecat la Bacău, diurnă, cazare, camere de hotel, o nebunie, transport, tot. Acolo am reușit să închiriem un teatru la Bacău pentru un domn pe care cu siguranță îl cunoașteți. Prima capcană din seara asta am întins-o domnului Gabriel Duțu. Gabi e bossul din Narcisa Sălbatică. Narcisu! Salut, Gabi! Salut. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și parcarea. Toată parcarea. Deci nu mai era loc de... Nu mi-am dat seama. Întârziase, nu mi-am dat seama de nimic. Când ai ajuns tu la teatru, vai, da? Vai, cum a fost. Fii atent, stai să luăm pas cu pas, da? Hai să luăm încet, pas cu pas. E o zi de sărbătoare. Vai, dar nu vreau. Am zis să încercăm azi măcar așa niște capcane mai blând. Nu ne-a ieșit. Nu sunt deloc liniștit, o să vedeți. Da. Gabi, la început. De o lună de zile, o lună și ceva, tu primești săptămânal pe adresa Antenei 1, la redacția Narcisa Sălbatică, tu primești o scrisoare, câte o scrisorică, da. Săptămânal câte una, de la o mare fană de-a ta. Da. În prima fază nu înțelegeam de ce PR-ul, de ce le lasă să ajungă la mine. Bun, am înțeles, sunt fane, este o reacție absolut normală, bun. Dar totuși, de ce ajung la mine? De ce? Păi știi că sunt foarte multe, că totuși ne-am gândit că ar trebui să vedem ceva. E cineva care te iubește și trebuie neapărat să citești scrisorile astea. PR-ul... Problema era că eu eram absolut în dubie, adică ar trebui să fac ceva. Totuși... Bun, ok, gata, pe asta am rezolvat-o, da? Fana ta. Bacău. Lucrezi la teatrul din Bacău de mulți ani. De 12 ani. Știi? Am să spun un secret. Toți cei de acolo au fost complicii noștri și știi ce ne-au spus? Nu, n-o să vă iasă. E un tip coleric, e un tip care se enervează ușor și n-o să reușiți să-i întindeți capcana. Așa ne-au spus toți. Motiv pentru care noi am plecat de aici și cu marketingul, cu PR-ul, cum ar veni, deci, oameni. Deci aia a fost o mișcare absolut extraordinară. Asta am speculat-o. Am plecat cu PR-ul de aici, cu oameni care au grijă de imaginea vedetelor, au venit, te-au însoțit și atunci tu automat trebuia să fii... Deci nu vrei să știi ce căpăstru am avut. E, nu vrei să știi ce căpăstru. Era camera aia pentru că făceam acel making of Gabriel Duțu, da, teatru. Corect. Și de fiecare dată când îmi venea să explodez, vedeam camera în colț și mă calmam. Camera aia pe care noi am trimis-o de la Antena 1 din București, am trimis-o special ca să filmeze, să-l filmeze pe marele actor Gabriel Duțu la el, acasă, la Bacău, cum dă o reprezentație extraordinară. Atenție! S-a trezit, noi am închiriat toată sala. Și s-a trezit. Aia a fost altceva. S-a trezit în fața unui public format din orbi. Putea să fie teatru radiofonic, puteam să facem teatru lectură, puteam vorbi. Trebuie orb. Să jucăm la orbi. Cum la orbi? Orbi. Stați că n-ați văzut. Prima încercare, prima capcană de Paște cu Gabi Duțu. Priviți. Thank you.
sunt desănătoși. Nu stai, mă, sală de ori. Puteam să facem tatăl cu radio, orice fel de teatru. Uite, așa ceva de zi. Dacă a venit, ăla nu poți. Cei doi huligani au fugit. Da. Bulevardul a rămas, domnule polițai. Și în timp ce eu am coborât din mașină ca să mă duc la bătrâna doamnă să explic că eu sunt doar un taximetrist care a trecut pe acolo din întâmplare. Da, cocoșele, loc să-ți vezi de treaba ta! Mă iertați, domnule comisar. Domnule, bă, comisar, eu trebuie să plec. Vorbesc în sală? Da, și comentează, George Alexandru. Cum îi trează? Vă, și George Alexandru. Dar la spital a stat o altă adresă. Deci mă îndrui în rog. Mă, tati, ce s-a întâmplat? Îi potolim sau nu mai intră? Liniște puțin, ca să auzim și noi câinele, ca să încetăm. Ne-a auzit? Nu, ascultați sătul meu, poate-l găsește altcineva. Tu ai venit sigur cu câinele? Nu, că azi e duminică. Du-te și rezolv, du-te-mă și vezi cine se scurcă. Asta au notat-o? Da, dar asta au notat-o? Dar nu aveți două locuințe, domnule. Mam, dar cu siguranță. Nu, asta am nevoie după un an de zile. Nu despre tatăl ăsta, nu. Cu siguranță, micul polițist de pe salvare a încurcat adresele. Era gândesc. Știți, eu i-am spus Kenil Ort 18, Avenue 18, iar el a înțeles lui într-o road 47. Seamănă, nu-i așa? Da, seamănă. A venit stele! Trăiești, bătrâne! Da, n-am pățit nimic. Vai, arăți oribil. N-am pățit nimic. A? Da. Areți groaznic. A? N-am pățit nimic. Abia ăsta-i George Alexandru. Staci. Garner. Stanley Garner. Comisarul Trafton. Vă lăsa mai înainte. De la poliția din Wimbledon. Hai, stai, stau. Cine ar fi crezut? Leptarul mi-a povestit tot. Auzi, știi ceva? Nu știu ce s-a povestit. Nu. Am auzit. Am auzit că ai fost pus pe fugă, ai pus pe fugă o grămadă de huligani care te băteau cu lanțul de la bicicletă. Dacă vrei să știi, am fost lovit de o babă cu o poșetă în cap. Homosexuali împuțiți. Pardon? Domnule, o nouă specie de infractori, vă jur, n-ați văzut așa ceva.
Da, se pare că am onoarea să cunosc prietenul familiei, domnule... Gardner! Stanley Gardner! Locuiesc deasupra, sunt cel mai bun prieten al lui. Da. Numai de la John împrumut câte o liră, două. Uh-huh. Și asta de ani de zile. Uh-huh. În curând o să-i înapoiez. În curând o să-i înapoiez. Da, da! Nu întârziați la serviciu, domnule... Gardner! Stanley Gardner! Ce serviciu, domnule? În guvern nu scapă în... Nicu! Nu întârziați la serviciu, domnule! Gardner! Stanley Gardner! Ce servici, domnule? În guvernul nu scapă nicio ocazie să-mi aduc aminte că mă întreține, că îmi dă bani... Adică... Azi sunt șomer. Narcisa sălbatică, pentru că eu trebuia să joc Narcisa sălbatică. Nu, nebuna aia, dementa aia, urâta aia, pentru că eu am dat probă. Da, 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 nici eu nu și-a împușcat soțul, nici eu nu mi-am mânecat soacra când m-a prins în pas cu cumnată mea. Auzi, știi ce? Eu nu sunt vinovată de nimic și dacă nu mă crede, nu mă interesează. Nu e vinovată cu nimic. Ai nocenta. Deci, înțelege. Înțelege. Fii atent. Fii atent. Noi doi, aici. Uită-te! Uită-te aici, noi! Nu să se vadă! Să se vadă cu noi doi! Uite-le! Aici când am fost în concediu! Știi foarte bine și aici când am fost în Delta! Unde este? Nu, pentru că nu recunoaște! Nu recunoaște aici! Nu recunoaște! Uită-te! Uită-te aici! Nu, vreau să-mi spui, uite! Ești în visul meu! Ești în visul meu! Ești foarte sexy! Uite! Dragostea! Nu! Uite-te aici, uite-te aici la noi. Legați pe viață. Nu, uitați-vă, nu. Toți colegii tăi să vadă.
Ce scrie aici? Negați pe viață! Negați pe viață! Gata, gata! Și când a fost în Delta, ți-amintești când a fost în Delta? Și când am ieșit la cafea, ți-aduci aminte? Nu vreau să recunoască! Eu nu vreau să recunoască! Din nou! Și toate scrisorile! Ții minte când mi-ai spus în scrisoare că mă iubești! Domnișoară, stați puțin! Nu, pentru că... Domnișoară, taci! Domnișoară, gata, gata! Domnișoară, cum te numești? Narcisa. Narcisa, cum te numești? Narcisa. Mă cheamă și Rebecca, dar numele meu este Narcisa. Domnișoară, domnișoară. Mergem în scenă, noi avem spectacol. Da? Da, noi avem spectacol. Vă rog frumos, vă rog mult de tot. 10 minute, să nu mai spuneți niciun cuvânt. Mergem și noi, ne continuăm spectacolul. Eu sunt de acord, eu înțeleg, pentru că și eu sunt actriță, înțeleg, dar cu o singură condiție. Să ieși cu mine pe urmă la o cafea. Pe urmă ieși cu mine la o cafea. Deci ieși cu mine la cafea. Unde vrei? Promite, promiți? Te rog eu frumos. La restaurant, acum nu putem să le desfacem? Dați-mi asta. Ca să poți să joci. Nu, asta nu o dau. Ok, ok. Nu poți să joci? Gabi, Gabi. Gata, nu mai zic nimic. Gata, bun. Gabi, dă-mi cheia. N-am cheia. Mari, du-te, du-te. Du-te în scenă. Gabi, cheia. Nu am cheia. Nu am cheia. Ești control spectacolul, Gabi, ești nebun. Gabi. Și cum vrei să continui spectacolul? Așa? Te rog, taci. Nu am cheia. Cum ai cheie? Păi am trebuit să rămân cu iubirea mea. Am înțeles. Îmi trebuie cheie să rămân cu iubirea mea. Să mor eu dacă nu duci... Nu mai trage că ne rănești amândoi. Narcisa, te rog frumos, poți să taci 10 minute? Da, pot, pot. Terminăm spectacolul și pe urmă te duci cu el unde vrei. Da? Da, da. Hai. Mergi cu mine, da, pe urmă? Da. Da, Gabi. Da, Gabi. Îmi promiți? Da, Gabi. Jură-mi. Da, Gabi. Jură-mi, te rog, iubirea mea, jură-mi. Mai încet. Să se înjure. Voi ați luat-o razna de când am plecat la București, v-ați sunat, frații mei. Nu, doar jură-mi și tac. Nu mai zic nimic, dacă îmi juri, că mergi cu mine la o cafea tu. Haide. Spune-i, zi. Da, mă, jură. Jură. Jură, jură. Nu sunt decât nevăzător în sală. Jur. Vine poliția, nu e nevăzător. Vine poliția, vine salvarea. Nu om de mână, mă. 10, mă, minute, ești nebun. 10 minute, hai. Ok, spune-l, ascultă-mă, ascultă-mă. Am zis lăsă ceva. Dacă scoți vreun cuvânt, nu mai merge. Aici faci, ce faci, mă ascult. Vreți să mă lăsați în pace să vorbesc cu ea? Toată lumea să tacă, vă rog. Acum, mă asculți? Faci exact ce fac eu. Nu scoți nicio vorbă. E o tâmpenie, realizez că e o tâmpenie, nu? Și ce dracu faci, mă? Hai să facem spectacol, 10 minute, îmi dăm pe repede înainte, 10 minute și... Pe urmă mergem împreună. Și îmi bagi eu de spectacol și de... Nu, mergem împreună. Hai de mă, Gabi. Hai, Gabi. Gabi, luăm de la telefon. Hai mă, luăm de la telefon, ia-o de mână. Puiule, uite, vezi? Spune-mi, puiule, spune-mi. Hai deja, vă conduc. Nu pot să vă promit că... Deci iei de la telefon? Adriana, te știu. Te știu, jur că nu mai știu nimic. Adriana, Adriana, Adriana. Hai, iei de la telefon. La el acasă, la el acasă, la Bacău, am închiriat teatrul. Toți orbii sunt ai noștri. Totul se întâmplă acolo pe scenă. Fără ca el să știe. Norocul nostru, căpăstrul tău a fost camera aia de making of. De... Dar nu numai orbii. Nu, toți oamenii au fost ai voștri. Stați să vedeți ce urmează. Bomba vine după publicitate. Acolo vine explozia. Alo? Alo? Da. Nu, nu este el la telefon, nu. Nu, e puțin ocupat. Pe cuvântul meu, v-a stâmpit, să mă rămâm, acum trebuia. Cu camerele de la antenă, acum trebuia. Cu cine vorbești? Strada Kenilworth Avenue, Wimbledon 80...
18. Da, da, da. Da. Da, vă așteptăm. Încântat. Da, da, da. Cu cine ai văzut? Cu presa. Și ai dat adresa mea? Da. Ești te fac vedetă. Eu nu dau niciun interviu. De ce? Nu dau, nu dau niciun interviu. Tu știi că dacă Ești și tu ceva, fii și tu puternic. Fii ceva, nu te lăsa așa ca o cârpă. Trebuie să postează. Nimic, Mary, nimic. Am dat și o indicație că și eu sunt actriță. Nu mai zic, gata. E timpul să-ți iei medicamentele. Dacă apare ceva despre mine în ziar, s-a terminat cu Barbara. De când am făcut patru lecturi? Adică Barbara. Cine e Barbara? Barbara. Da, Barbara e o doamnă. Să nu-mi dea medicamente. Nu îți dă medicamente, să nu-mi dea medicamente. Plăgea, cine este? Conan Barbaru. Conan Barbaru, vorbeam de Conan. Spuneți-mi, vă rog, cine este victima? Aseară? Avem un film cu Conan Barbaru, aseară. Cine e doctorile? Uite, Cristian. Nu vreau! Hai să ne calmăm puțin. Ce s-a întâmplat? Hai să ne calmăm puțin. Da, haideți să facem un test. Ia, domnișoară, urmăriți. Câte degete arăt aici, vă rog? Domnișoară, ia, urmăriți mâna mea. Domnișoară, ia, așa, ia. Domnișoară, hai că e agitată. Dă-și mie un stabilizator ceva. Haideți să ne calmăm. Puțină apă, vă rog. Barbara e o doamnă. Domnișoară, nu vreau pastile. Nu, că-i duci. Dulce. Puțină apă, ia să duc. Așa, ușură. Da. Așa, da. Așa, ușură. Da, ne luați dumneavoastră ăsta, vă rog. Haideți să rezolvăm și cu... Da, stai, domnișoară, stai puțin, domnișoară. Cristian, ce-ai făcut? Ce-ai făcut, mă? Nimic. Ea e Barbara. Ea e Barbara. Barbara care e o doamnă. Haideți să ne... Ce-i doamnă? Vă rog să Nicu Cortina. Nicu Cortina. Nu poți să gura deschisă că-și înghite limba. Băi! Gura deschisă că-și înghite limba. Băi, voi unde lucrați? Bă, ăștia cu... A mea. Ăsta merg în spectacol. Băi, unde... Dar stați puțin. Băi, nu aud. Vă rog frumos, țineți-i mâinile în sus, Stai, domnul, stați așezat aici. Așa, nu vă mișcați pentru că noi ne ducem să aducem targa, da? Haideți că se calmează, e un calmar. Hai. Nu mișcați. Dăm ceva și pentru mine, dăm un stabilizator. Nu-mi da niciun stabilizator, că vrei că un stabilizator, vezi că nu te dobor să moară mama. Barbara este mai rău decât amanta mea, este soția mea. Da, m-am căsătorit cu ea. Da, chiar dacă stau cu Mary aici, nu în Bledon, stau și cu Barbara dincolo în Richmond. Hai,
Ai două locuințe? Da, da. Prejmăm de aici în vecin la 4 minute și 30 de secunde. Bună ziua. Bună ziua. Da, eu v-am dat telefon. Vă rog frumos. Nu se aude, dar vă rog frumos puțină liniște. Avem o mică problemă. S-a dat un telefon la poliție. O rezolvăm repede, dar nu mai un pic de cine sunt. Cine a trimis, mă? Să pe Dorin. Păi ce mă, să Dorin să trimite că suntem într-un spectacol, domnul meu. Deci cu cine mai are un spectacol? Gabriel Duțu, îmi pare bine. Domnul Duțu, eu am fost trimit de la mine, de la secție. Am înțeles, dar sunt aici. Nu am nicio vină, am venit să-mi fac. Am înțeles, dar nu pe scenă, uite. O vedem și mergem în culise și discutăm aici. Domnul director, pe stați puțin, am înțeles că nu va lovi nimic. Mie de la secție nu mi s-a spus că e cu victime. Ce faci? Dar nu e victimă, dar a venit și de la salvare, era foarte... Era nervoasă, i-au luat o pastilă și a leșinat, din păcate. Așteptăm să vină să... Salvarea, ce să-ți povestesc. Stați un pic, să-mi plăcea. Deci eu știam... Nu, cu tragică. Deci v-am rugat frumos, nu stau mult, un minut, să mă înțeleg cu oamenii. Ne cerem scuze, eu... Nu s-a terminat, nu? Dar de ce poartă toți ochelari? Ce, sunteți 3D sau cum? Nu, sunt... Nevăzătorii, cer scuze. Deci prima dată m-ați chemat, spuneți că nu va lovi nimic. Acum spuneți că sunt torb. Asta e chiar de tot. Să vină curtat. Deci, domnule, hai să... Eu o rezolv repede, că știți câte cazuri am. Vă rog mult de tot. Deci v-a să zic că duminică 27 zile. Bun. Doamna, de ce sunteți în deci, doamna s-a urcat pe scenă în timp ce jucam și s-a prins cu cătușile de mâna mea. Deci dumneavoastră jucați de vreo câte... aici, da. Dânsa s-a urcat pe scenă? Da, și s-a legat cu cătușile de mâna mea. Am trimis de vreo câteva luni mail-uri, scrisori, poze, mă rog. Da, nu mai opri. Stați un... Mă scuzați o secundă, da. Să vă dați... Ce pilica asta în jos? Adin, știți de ce se sună pe Dorin Roman. Sună-l pe Dorin Roman, nu mă interesează, sunt trimite un om normal. Sună-l pe Dorin Roman, nu ai tot. Deci, gata, o... Doamne, dat în pizza. Sunteți actorul din Narcisa Sălbatică. Da? Am un spectacol, iată mâncare de pește. Am niște emoții când v-am văzut pe cuvântul meu. Când îi spune lui nevastă mai cu cine am avut de-a face. Dar ce... Haideți să terminăm și după aceea lasă vreți să vorbim. Haideți să terminăm ca să putem să ne continuăm spectacolul. Vă rog frumos. Am înțeles. Bine, domnul director, pentru că dumneavoastră ați dat telefon, vă rog frumos. Ați luat și aplauze, e frumos, nu? Eu nu cred că se întâmplă asta. Jur că nu se întâmplă. Nu pot să cred că se întâmplă. Ce faceți, mă? Vedeți acolo. Adi, ești nebun? Un minut jumătate, atâta durează. Ce face asta? Stați puțin, dar ce faceți? Stați puțin, ce faceți? Dar trebuie să jucăm în continuare. Eu trebuie să-mi fac datoria. Eu într-un minut și jumătate am înțeles, dar trebuie să jucăm. Administrăm probele, va să zic că... Bun, până administrăm probele, putem... Nu știu nimic, n-am văzut. Putem să o luăm pe doamna de aici să facem ceva? Un minut jumate. Stimă și respect din partea mea și mică... Da, domnule, stimă și stimă, dar oameni, avem un spectacol de jucat. Vă rog frumos. Duce la șef, ce să ne raportez? Că am venit să zic tare. Eu trebuie să mă duc să spun ce am rezolvat cu sesizare. Da, am înțeles că trebuie să... Fac o poză, am plecat și dumneavoastră... Hai, faceți poza mai repede. Am înțeles, dar dumneavoastră sunteți de la... Eu sunt de aici, nu vă supăr. Unde era dumneavoastră, domnule? Bă, nu cred că ai avut... Bă, nici cred că ai avut idee mai proastă de când te știu eu de 12 ani. Să nu arăm ăsta. Acolo era domnișoara. Aici era domnișoara. Gata, gata, gata.
Mă, te dar așa, bă. Deci, domnul Duțu era aici și cel de Muteanu. Da. Când iau asta, să-mi da și mie pentru soție. Da, domnul meu, da, domnul meu, vorbim, da, da, domnul, vorbim după spectacol. Așa, și aici este locul faptei, deci scena. Care e locul faptei, meu, omule, măi, aici s-a întâmplat, omule, dar e un spectacol, omule, e un alt spațiu. Nu are nicio legătură cu ce zic, e un alt spațiu. Liniște, vă rog frumos, că este un organ. E un organ aici, mă. Aici e un organ, da. E un organ. Am pregătit buletinul CNP-ul și un birou unde să iau și eu declarațiile. Nu durează mult, trei vorbe, trei cuvinte și am plecat. Și eu am buletinul la mine, ce se întâmplă? Nu se poate. Deci, domnul director, rămâneți acolo, că aici erați. Doamna victimă acolo, domnul Duțu aici, da? Da, domnule. Stați că trebuie să ies, că trebuie să prindem vă rog, Brila, da? Numai un pic. Ce să rezolvi, adică simt că mor pe cineva? Ce iar dracu să fie de baterie în mână și pe femeia asta, de ce nu e anume în aici, perfect. Aici. Da. Vino. Da. Lăcră. Da. Lăcră. Lăcră, domnule. Haide, domnul director. Lăcră. Da. Haide. Are domnul director. Asta o mai lasă. Stimați Adi. Hai. Adi. Adi. Pune lui Nicu. Aveam sus. Adriana. Mai vrei să declarați ceva? Nu, nu vreau să declar nimic. De ce ți-a făcut domnul director? Vă mulțumesc foarte mult. Hai. Hai. Nu mai vreau să declar nimic. Pune Nicu. Hai, ne-am terminat. S-a terminat? S-a Nicu, trage cortina, dracu. Nicu, trage cortina. Trage cortina. Eu cred că tu ți-ai făcut casting când ai adunat echipa. Deci nu, nu sunteți, nu, niciunul nu cu sunteți. Cu țiglele pe casă. Nu, nu, jur. Erau orbi în sală, orbi noștri, nu era nimeni. Normal. Era un coșmar, Dane. Deci eu trăiam un coșmar. Acum, dacă analizezi fiecare bucată în parte, aș fi putut să-mi dau seama. Problema era că toată lumea în jurul meu nebunise. Și încercam să-mi dau seama dacă eu sunt într-un... Deci, la un moment dat, se fracturează tot. Gabi, ce mă gândesc? Mă gândesc cum ai fi reacționat tu, spunând toți că ești... Că dacă nu era camera... Coleric, dacă nu era camera acolo... Opream spectacolul.
Serios? Nu vrei spectacol. Adică ne-au zis toți că ești colegi. Nu, deci nu se poate. Eu o chestie de respect. Eu respect spectatorul, îmi învăț textul, vreau să joc cât mai bine. Și atunci el trebuie să mă respecte, făcând puțină niște și ascultându-mă. Dacă vrea, dacă deci, nu, am poate speculat teama ta, căpăstrul tău. Deci ăla a fost căpăstrul, da. Jur. Dați-i Narcise că merită, Gabi. Mulțumesc tare mult. Eu mulțumesc. Ia-ți și eu. Dați-i Narcise, stai în pașă frumos, Gabi. Unde plec, unde plec? Uite pe acolo așa. E ieșirea din teatru. Am închiriat teatrul ăla, Dumnezeu, le-am transportat toți oamenii la Bacău. Stați să vedeți acum ce urmează. De la Bacău, de unde am fost adineaori, până la Rio, dacă vreți, sau până la New York, de la Covent Garden până la Moscova, toată lumea o cunoaște. Astăzi e la Plasa de Stele. Doamnelor și domnilor, e onoare pentru Antena 1 să vă prezinte în seara de Paști. Felicia Filip!